Stimate domnule președinte Iuga, stimate domnule președinte Bunaciu, domnule rector, stimate domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, domnule consilier, domnilor profesori, stimați oaspeți de peste hotare, dragi absolvenți, onorată adunare, mulțumesc sincer pentru invitația de a participa astăzi împreună cu dumneavoastră la un eveniment deosebit de important din viața Bisericii Baptiste din România, 100 de ani de învățământ teologic baptist în țara noastră. Și în mod deosebit vă mulțumesc pentru posibilitatea, onoarea pe care mă faceți de a mă putea adresa dumneavoastră. Desigur că vă întrebați de ce am fost invitat. Cred că am fost invitat pentru că reprezint o instituție, Secretariatul de Stat pentru Culte, care este principala instituție a statului român, care de 160 de ani elaborează și aplică politici publice în domeniul vieții religioase, un domeniu vast, complex și sensibil. Nu există, spun eu, în România o instituție care să empatizeze mai bine cu viața religioasă și cu activitatea cultelor în general decât Secretariatul de Stat pentru Culte. Și m-am tot gândit de două zile încoace ce aș putea să vă spun pentru... Evident, am încercat să fac o impresie bună și m-am gândit că nu e deloc ușor. Noi, Secretariatul de Stat pentru Culte, din 2011 încoace, nu prea mai avem atribuții directe în domeniul învățământului, odată cu apariția legii educației din 2011, și de aceea dați-mi voie să... Și vă cer permisiunea să pot spune câteva cuvinte despre raporturile dintre stat și culte în țara noastră, precum și despre activitatea instituției pe care o reprezint. După Revoluție există un mare interes al românilor pentru viața religioasă și de aceea statul român înțelege să asigure tuturor cetățenilor șansa de a-și practica religia în cele mai bune condiții, România angajându-se pe drumul european al democrației și al respectului față de toate credințele religioase. Într-o democrație, desigur, niciun guvern nu poate fi indiferent față de solicitările cultelor, care sunt o parte extrem de importantă a societății civile, în condițiile în care acestea integrează peste 99% din populația României și în condițiile în care acestea au o activitate intensă nu numai în sfera moral-religioasă, ci și educațională, culturală, asistență socială. Solicitările și spuneam că niciun guvern nu poate să-și permită să fie indiferent față de solicitările cultelor, solicitările acestora, sensibilitățile fiecărui cult religios sunt extrem de diverse, iar ignorarea lor sau orice intenție nepotrivită, intervenție nepotrivită în viața cultelor sau în relațiile interreligioase și interconfesionale
pot declanșa adevărate furtuni. De aceea, într-un regim politic democratic, dialogul cu societatea civilă este esențial pentru succesul unei bune guvernări. Într-o lume secularizată, deschiderea societății românești spre credință este o șansă pe care puține state europene o mai au în ziua de astăzi. Este o șansă spirituală, pentru că omul care crede are un temei în plus pentru a avea o viață împlinită, își descoperă mai repede și își dezvoltă cu mai mult entuziasm vocația slujirii oamenilor. Credința a fost întotdeauna o parte importantă a vieții românilor de orice naționalitate sau confesiune și continuă să rămână astfel până în zilele noastre. Desigur, știți, conform recensământului din 2011, peste 99% din populația României este afiliată unuia din cele 18 culte religioase din țara noastră, unei organizații religioase. După decembrie 89, relațiile dintre stat și culte au intrat într-o etapă nouă, caracterizată de preocuparea pentru libertatea de religie, libertatea de organizare internă a cultelor, dorința de reparare a nedreptăților și abuzurilor regimului comunist. De altfel, una din cele mai delicate tipuri de politici publice pe care le are de implementat un guvern este relația puterii politice cu cultele religioase, un domeniu vast, complex, sensibil și, desigur, raportarea puterii politice la fenomenul religios care este în România viu, plural și dinamic. În ultimii 30 de ani, România a avut capacitatea să promoveze politici publice echilibrate și democratice în domeniul vieții religioase, inclusiv prin finanțarea cultelor, precum și prin tratarea acestora ca părți esențiale ale societății civile și ca parteneri sociali ai statului. În România avem șansa de a avea o viață religioasă dinamică, culte foarte active în societate, prin numărul mare de proiecte cu care participă la binele comun al societății. Avem șansa de a avea în România o viață religioasă marcată de un benefic pluralism religios pe care statul român îl consideră mai degrabă un atu decât ca pe o provocare la adresa stabilității sale. Într-o societate plurală, cum este societatea românească, cu oameni de diferite etnii, credințe religioase diferite, cu preocupări, interese și convingeri diferite, este important ca atât cetățenii, cât și organizațiile care acționează în cadrul societății civile să lucreze împreună, pentru ca din întâlnirea acestor identități, interese diferite, preocupări, să se alcătuiască binele comun al societății. În România avem șansa de a avea o legislație bogată, un cadru legislativ clar favorabil libertății religioase, neutralității pozitive a statului, autonomiei cultelor față de stat, egalității cultelor în fața legii. Conform legislației, din perspectivă juridico-politică, conceptual în România nu vorbim de minorități religioase și de majorități religioase. Într-o țară care se definește
prin diversitate etnică și religioasă, statul român, într-un mod categoric și democratic, juridic și politic, refuză împărțirea organizațiilor religioase în majorități și minorități. Desigur, nu e suficient să ai o legislație bună în domeniul libertății religioase, o legislație democratică, foarte generoasă, să ai o lege consensuală a libertății religioase și a regimului general al cultelor, așa cum este legea libertății religioase din țara noastră, din anul publicat în anul 2006 și la care s-a lucrat 16 ani. Spun că este o lege consensuală pentru că au lucrat reprezentanții tuturor cultelor la elaborarea acestei legi. Important este să ai și guverne dispuse să acționeze în sensul aplicării legii. Și eu aș spune că în România avem șansa ca după Revoluție toate guvernele de după 90, sigur, într-o forme diferite, nu au neglijat dimensiunea religioasă a societății, dezvoltând politici coerente și echilibrate în domeniul vieții religioase. De aceea putem afirma fără a greși că datorită bunelor relații, spun eu, care există între stat și culte în țara noastră, precum și capacității statului român de a respecta libertatea religioasă a cetățenilor și de a sprijini exercitarea libertății religioase, deci nu numai de a o respecta, ci și de a o sprijini, datorită acestui fapt, România putem spune că este un adevărat model de raporturi dintre stat și culte. Eu m-aș opri aici. Eram pregătit pentru o expunere mai amplă. Aș fi onorat, bucuros să am prilejul să particip și cu alte evenimente la activități. Particip cu plăcere atunci când sunt invitat la activitățile tuturor cultelor religioase din țara noastră. Mulțumesc încă o dată, domnule rector, vă mulțumesc, domnule președinte.